Hei, te salut, sunt Sorin Drache și spun bun găsit pe canalul meu, aici unde găsești în fiecare săptămână clipuri ca acesta despre subiecte interesante și despre lumea tehnologiei. Am pentru tine de data asta un review la Hammer Energy 18P9, un telefon de șantier, cum îmi place mie să-i spun, pentru că are câteva specificații demne de luat în calcul atunci când lucrezi într-un mediu din ăsta. Fie că lucrezi pe o platformă industrială sau într-un atelier sau pe șantier cu adevărat, ei bine, Hammer Energy 18P9 s-ar putea să fie pentru tine, s-ar putea să fie noul tău telefon pe care îl căutai de atâta timp și încă n-ai găsit toate specificațiile de care aveai nevoie într-unul. Așa că stai aproape, am să vorbesc în cele ce urmează despre ce știe să facă telefonul ăsta și cui se adresează. Ok, a sosit momentul, după cum spuneam, să discutăm despre un telefon care este construit ca un tank. Avem niște materiale de construcție de calitate foarte bună și foarte multe specificații care trebuie amintite. Acesta este Hammer Energy 18P9. Îl găsești pe site-ul celor de la Hammer, îți las în descriere foarte multe informații despre cum poți să-ți iei un astfel de telefon și evident prețul lui. Hai să discutăm despre ce poate și despre cui se adresează. Hammer Energy este un telefon care vine cu un ecran IPS LCD cu diagonală de 5,7 inch. Este destul de mare, nu știu dacă vă dați seama de chestia asta din imagini, însă îl simți în mână, n-are rost să mințim sau să ne ascundem. Este destul de lat și foarte înalt, tocmai din cauza asta și denumirea de Hammer Energy 18P9, pentru că are un raport de 2:1, un ecran, după cum spuneam, cu panou Full HD IPS, o diagonală bună, 5,7 este un ecran care poate mulțumi pe absolut oricine. Avem de asemenea un ecran infinity, ca să zic așa, sau full screen dacă vrei, pe care o să vezi și clipurile de pe canalul meu adaptate la acesta, dacă te uiți evident pe YouTube. Sticla de pe partea frontală este dreaptă, fără curburi și avem un Corning Gorilla Glass 3. O să spuneți că e o generație ceva mai veche, însă vă spun să vă bucurați că se folosesc de sticlă de la cei de la Corning, pentru că sunt foarte mulți producători, ca de exemplu Huawei, care nici măcar nu folosesc sticlă de la Corning și folosesc ceva propriu. Acum, că o fi mai bună, că o fi mai rea, rămâne de văzut și de testat. Avem certificare IP68, asta înseamnă că telefonul ăsta e rezistent atât la apă cât și la praf, și de la Hammer promit că telefonul va rezista atât la apă cât și la alte lichide, la o submersie de 2 metri până la undeva la jumătate de oră. O cameră frontală de 8 megapixeli și o cameră principală de 13 megapixeli este cea de pe partea din spate, protejată de asemenea de sticlă Corning Gorilla Glass 3. Tot pe spate mai avem și un senzor de amprente care funcționează destul de bine. L-am testat, nu e cel mai rapid dintre toate pe care le-am văzut până acum, însă se descurcă destul de bine și am observat că funcționează bine chiar și atunci când am avut degetele umede, ceea ce e foarte important atunci când vom discuta despre adresabilitatea acestui telefon. Și dacă am amintit despre certificarea IP68, trebuie să spun că avem de asemenea certificare IK08. Asta înseamnă că telefonul este protejat la șocuri mecanice. Poți să-l scapi de la o înălțime de 2 metri fără absolut nicio problemă. Poți să dai cu el de pământ, să-l folosești în medii cu praf sau cu apă sărată, poți să îl calci cu mașina, teoretic spun ei, sau să îl iei pe șantier, de ce nu? Funcționează cu un Android Oreo 8.1 aproape stock și, încă o chestie foarte importantă, avem o baterie de 5000 de mAh, o baterie foarte, foarte generoasă. De asemenea, avem încărcare rapidă, lucru care pe mine mă bucură foarte tare. Când vorbim despre telefoane de genul acesta, telefoane de șantier, ca să zic așa, sau rugged, cum le zic cei de afară, de obicei avem baterii bune, însă nu toate vin cu așa ceva. Și nu toate vin cu încărcare rapidă sau cu o
capacitate de peste 4000 de mAh. Memoria internă este de 3 GB RAM și de 32 de GB, însă nu trebuie să vă temeți pentru că telefonul suportă atât dual SIM, cât și un slot de microSD. Și acum hai să discutăm despre adresabilitate. Ei bine, având în vedere că discutăm despre un telefon construit ca un tank, după cum spuneam, cred că ar fi în rândul tehnicienilor. Fie că vorbim despre oameni care lucrează pe platforme industriale, pe șantiere, în ateliere, de exemplu auto, fie că vorbim despre ingineri, telefonul ăsta e făcut pentru ei și e făcut să satisfacă absolut orice nevoie. Uite, de exemplu, și funcția asta care este împrumutată de la Samsung cu dublu click pe butonul de power ca să deschidă camera foto, este foarte util atunci când ești pe șantier și ai nevoie să faci repede o fotografie fără să mai trebuiască să folosești senzorul de amprentă ca să intri în meniu, apoi să cauți aplicația de cameră și să faci o poză. Vreau să vă arăt faptul că acest telefon are pe toate colțurile un material, un fel de cauciuc. Vreau să vă spun că l-am scăpat deja de câteva ori pe jos, intenționat, ca să văd cum se comportă și n-are nici măcar o zgârietură, nici măcar o urmă de folosire. Mai mult, după cum se poate vedea, absolut toate porturile lui sunt protejate foarte, foarte ok prin niște clapete de cauciuc. Atât slotul de încărcare USB-C, și da, am zis USB-C, ceea ce mă bucură foarte, foarte tare, cât și partea de slot SIM și microSD de pe partea, asta. Butoanele sunt foarte clicky, se simt foarte bine și reacționează bine la comenzi. Și hai să vedem, că probabil vă întrebați ce avem înăuntru și cum rulează un astfel de telefon. Ei bine, dacă intrăm în AnTuTu, o să găsim un scor de 46.314 și hai să vedem ce găsim înăuntru. După cum spuneam, rulează Android 8.1, avem un procesor MediaTek 6739, bineînțeles că discutăm despre o rezoluție a ecranului 720x1440, camera principală, după cum spuneam, de 13 megapixeli, 3 GB de RAM, după cum vedem, se folosește din acești 3 GB de RAM ceva peste jumătate. 32 de GB memorie internă, o baterie litiu-ion de 5000 de mAh care ar trebui să te ducă la 2 zile de folosire fără să ai nevoie de încărcător, și cu tehnologie quick charge, după cum spuneam. Avem și NFC, un lucru la fel destul de rar văzut pe un astfel de telefon, mai ales având în vedere bugetul. S-au chinuit să pună NFC pentru că avem o placă destul de groasă pe partea din spate, dar e ok că au reușit, bănuiesc că e undeva în zona asta unde avem și senzorul de cameră. Și apropo de cameră, blitzul este foarte, foarte puternic. Acum nu știu cât o să vă dați seama de chestia asta pe cameră, însă e foarte puternic, la fel e de amintit chestia asta când discutăm despre telefoane de genul acesta, telefoane de șantier, după cum le spun eu. Și ar mai fi de amintit faptul că telefonul, după cum spuneam, este destul de greuț, are 254 de grame, e de amintit și faptul că suportă carduri microSD, am spus, însă n-am spus că suportă până la 128 de GB. Ok, și ca să demonstrăm cât de tare este telefonul ăsta de la Hammer, este vorba despre Energy 18P9, am venit într-un parc unde am la dispoziție cazemata asta, sau nu știu cum să o numesc, și având în vedere că avem o înălțime destul de mare acolo, o să-i dăm drumul telefonului din partea de sus, ca să vedem ce se întâmplă cu el și cum supraviețuiește acestei căderi. Eu zic că o să se descurce cu brio, dar până la proba contrarie n-avem de unde să știm. Ăsta va fi testul de durabilitate pentru cel mai șmecher telefon de șantier pe care l-am văzut eu. Hai să-i dăm bătaie! Și ca să vă dați seama cam cât de mare e înălțimea, undeva aici trebuie să fie limita de 2 metri, deci avem undeva la vreo 3 metri și jumătate de la care va cădea telefonul.
Sper că se vede bine. Telefonul este întreg. Și o să scap de aici, în primul test, cu ecranul în partea de jos. 3, 2, 1. Ei bine, după cum se poate vedea, telefonul a supraviețuit în sensul în care el funcționează, dar din păcate display-ul este complet distrus și mi-e și frică să dau cu degetul pentru că sunt foarte multe bucățele de sticlă, așa că din punctul ăsta de vedere un minus pentru Hammer Energy, însă în rest la partea de carcasă și pe laterale funcționează încă foarte ok. Deci cam asta ar fi review-ul pentru telefonul de șantier de la cei de la Hammer și ce să zic, mergem mai departe. O fi bine, o fi rău, te las pe tine să decizi și aștept comentariile tale mai jos. Ei bine, sper că ți-a plăcut și dacă ai întrebări, lasă-le mai jos în comentarii că vreau să discutăm despre Hammer Energy. Până data viitoare îți urez toate cele bune, ne vedem curând. Până atunci, pa, pa!